La Cupa Săgeata Naripată și Campionatul Național pe echipe la patinaj viteză au participat 132 de sportivi din 5 cluburi din țară, 4 din Brașov și CS Petrolul din Ploiești. Un bun prilej și pentru verificarea sportivilor înaintea Campionatului de Sprint din 10 august și a Campionatului pe Probe și Poliatron din 17-18 august, ambele de la Brașov. Echipa CS Petrolul Ploiești s-a clasat pe locul 2 la general. La individual, ploieștenii au cucerit 5 locuri 1 și 5 locuri 2.